Hi! Salut! Salut! Sunteți pe canalul Vasmina sau astăzi facem 50 în 5. Adică tu astăzi o să faci 50 de așezări în 5 minute. O provocare pentru Jasmina, să vedem dacă se sprevește. E clar, mică? Da. Hai, scoate picioare. Tăticu pune timerul și începem, da? Atenție! Uno, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14. Odihnește puțin. Ai făcut 14. Tu cât timp a trecut de acum? 30 secunde. Ai făcut 14. Mai ai timp destul. Și odihnește puțin. Hai. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25. Ai obosit? Poți numai decât să faci cu mâinile. Poți să pui mâine și în șolduri sau pe picioroșe. Așa, ai făcut 25, da? Încă jumătate mai ai. Tăticu, cu timp, este destul? Da, încă aproape 4 minute. 26, hai. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Odihnește-te, odihnește-te, că mai ai timp destul, destul. Ai făcut de acum 36, mai încă 14 și termin. Odihnește-te, cât timp mai ai? Știi cum are, vreo domnule? Are, 3 minute. 3 minute. Poți să stai să lichești. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50! Bravo! Dar tipul cât timp a trecut? 2 minute și... 10 în 2 minute și 10 secunde, să tu puteai să faci cât liber și 100 în 5 minute. Da, mai ai puteri, mai faci încă? Nu. Gata, ai obosit tare, tare? Da. Da, foarte tare obosit. Nu, mica, nu te impune să faci, pentru că tu te-ai sprevit cu provocare, te-ai făcut în mai puțin de jumătate de timp. Da. Ți închipui? Foarte, foarte bravo. Cum provocarea ți place? Mai vrei așa provocare pentru tine? Da! Da? Și eu vreau provocare pentru să nu mă cap tăticul să fie. Tăticul o să facă, cred că, 500 în 5 minute. Nu? Ok. Dacă voi, copii, mai vreți așa provocări, noi vrem să începem o rubrică cu provocările 50 în 5 minute. Diferite lucruri care le putem face în 5 minute, câte 50, da? Dacă voi doriți această rubrică să o continuăm, scrieți-ne nouă în comentarii, pentru că noi avem foarte, foarte multe idei interesante și vesele. Da? Da. Și dacă a plăcut filmulețul nostru scurt de astăzi, se pune Jasmine. Mulțumesc de like-uri! Și să vă abonați la canalul Jasmina sau pe curând! Pa, pa! Pa, pa! Iar dacă vedeți, noi suntem într-o căsuță nouă, în apartament nou, așa că în curând așteptați să găsiți un vlog unde noi o să facem turul casei noastre noi, da? Apartamentul da. Noi ne-am mutat cu traiul! Da, noi tratăm tot ce aici este! Da!